Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem din nou față în față cu Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul prin care primim cele mai importante învățături pentru viața noastră. Spun importante pentru că sunt suficiente motive pentru a le considera ca atare. Este de fapt ceea ce am văzut și din viața lui Moise de până acum. El a fost pregătit în cele mai înalte școle ale vremii. A fost pregătit să ajungă conducătorul cele mai importante țări de atunci, Egiptul. Dar au fost acestea suficiente? Nu, a fost nevoie ca el să treacă prin școala deșertului pentru a învăța tot ceea ce, în calitatea lui de prinț, nu a reușit să învețe. Acolo unde au fost experiențele cu Dumnezeu, acolo a fost adevărata școală. Este foarte important să învățăm ceea ce societatea oferă în sistemele ei educaționale, dar adevăratele învățători, cele care duc la viață, sunt acelea care vin de la Dumnezeu. De aceea să ne apropiem cu reverență și deosebită atenție față de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Suntem acum la capitolul 5 al cărții Exod, unde Moise se prezintă pentru prima dată în fața lui faraon. Până în acest moment, putem spune că Moise a fost încă în școală. Pentru el a fost un moment de pregătire, un timp îndelungat în care Dumnezeu l-a pregătit pentru această mare acțiune. Este vorba de 40 de ani pe care i-a petrecut în cele din urmă în deșert. Acum urmau însă adevăratele misiuni pentru el. Împreună cu Aron se prezintă în fața lui faraon. Este, de fapt, și începutul urgiilor din Egipt. Cu privire la acestea, trebuie să spunem că ele au venit împotriva idolatriei. Este, de fapt, războiul pe care Dumnezeul va purta cu zeii Egiptului. Plăgile nu au fost rodul hazardului. Ele au fost intervențiile lui Dumnezeu. Ele au avut de fiecare dată în vedere câte o zeitate a Egiptului. Faraon întrebă la un moment dat, cine este Dumnezeu? Eu nu-l cunosc și nu voi îngădui poporului să plece. Așa că Dumnezeu se prezintă, dar modul în care va face faraon cunoștință cu Domnul nu va fi prea convenabil pentru el. În Exod, capitolul 7, versetul 5, Domnul prezintă foarte clar care este dorința lui. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Deci, plăgile pe care le folosește Dumnezeu au un dublu scop. Scoaterea poporului evreu din Egipt, din robia egipteană, și prezentarea lui Dumnezeu în fața egiptenilor și a Israelului, bineînțeles. Se spune că erau peste 3.000 de zei în Egipt, iar Domnul și-a arătat tot puternicia și unicitatea prin toate cele urgii. Într-un anume fel, nu se poate spune că religia Egiptului este una lipsită de putere. Egiptenii nu erau lipsiți de înțelepciune. Așa cum spuneam, unele din descoperirile lor sunt și astăzi folosite de lumea întreagă, iar altele au rămas secretele lor. Problema este aceea că ei se găseau sub puterea satanei. Deci în cele din urmă este vorba despre un război pe care Dumnezeu îl duce împotriva satanei. Este de fapt veșnicul război. Să trecem însă în revistă fiecare urgie și să observăm și ce zeitate egipteană este implicată. Mai întâi, prefacerea pe în sânge. Atacul este îndreptat împotriva Nilului, o zeitate foarte importantă a Egiptului. Revărsările Nilului făceau lung acestuia o zonă deosebit de fertilă. Din această cauză, el a fost închinat zeului Osiris, zeul fertilității. În fiecare primăvară, timpul revărsărilor, pe malurile Nilului se făceau anumite ritualuri pentru a celebra aducerea vieții. În momentul în care apa a fost transformată în sânge, i-a adus moarte în loc de viață. Mai trebuie adăugat aici că înțelepții Egiptului au reușit și ei să reproducă această plagă. Dar următoarea plagă sau urgie este aceea a broaștelor. Și aceasta are de-a face cu o zeitate. Unul din cele mai frumoase temple din Egipt era închinat zeiței Heca, zeița cu cap de broască. Pentru egipteni, broasca era un zeu și se temeau să o ucidă dar în momentul în care au apărut peste tot în casele lor, ei au fost nevoiți să le omoare cumva, să le stârpească. În felul acesta ei au văzut că zeul lor este vulnerabil. Dar și în acest caz, magicienii Egiptului reușesc să reproducă urgia respectivă. Să mergem însă la următoarea. Este una foarte neplăcută. Nici celelalte două nu se poate spune că au fost plăcute în vreun fel, dar aceasta este poate și mai neplăcută decât ele. Este vorba de o invazie a păduchilor. Zeul atacat în această situație este zeul Geb, zeul pământului. Ei se închinau pământului, dar în această situație scriptura ne spune că țărâna pământului s-a transformat în păduchi care au umplut întregul Egipt. Acum trebuie spus că egiptenii erau mari iubitori ai curățeniei. Aveau o foarte largă gamă de cosmetice cu care își îngrijau trupurile. Deci nu era o plagă obișnuită pentru ei. Acesta este momentul în care, de altfel, magicienii și înțelepții Egiptului recunosc că este o putere superioară zeităților. Ei spun, aici este degetul lui Dumnezeu. Acesta nu înseamnă că s-a terminat cu problemele pentru Egipt. Următoarea urgie este aceea a muștelor. Se spune, de fapt, că erau mai degrabă cărăbuși. Ori zeita Chefara era zeul cărăbuș, zeul vieții eterne. El se găsea în toate mormintele egiptene ca speranța eternității. Urmează acum o boală a vitelor. Boul negru, Apis, era una din zeitățile importante ale Egiptului. Dar nimic nu mai poate sta înaintea Domnului. Acum el a deschis războiul cu aceste zeități și nimic nu-l va mai face să dea înapoi. Până acum Dumnezeu nu se atinsese de oameni. Ei erau deranjați doar de ceea ce se petrecea în jurul lor. De acum însă Dumnezeu își va pune mâna și peste ei. Moi se ia cenușe în mâini și o aruncă spre cer. Întregul popor se umple de o bubă fierbinte foarte incomodă. Aici este atacată preoțimea egipteană. Ei trebuia să fie fără pată, fără niciun semn pe trupurile lor. În tot acest timp în care ei au fost bolnavi, nu s-a putut oficia niciun ritual în templele lor. În acest fel, Dumnezeu aducea o judecată asupra tuturor religiilor Egiptului. Următoarea urgie care se abate asupra Egiptului este cea a Grindinei. Din nou, cerul este în puterea lui Dumnezeu și nu a zeilor egipteni. Grindina trimisă de Dumnezeu este un semn clar al autorității lui. Atunci când, în cele din urmă, poporul iese din Egipt, Dumnezeu îi va conduce noaptea printr-un stâlp de foc, iar ziua printr-un nor. Deci, cerul este la dispoziția lui Dumnezeu. El este locul unde s-a înălțat Domnul nostru Isus Hristos și este locul pe unde va veni El pentru a lua biserica. Nici o zeitate egipteană sau a oricărei alte culturi nu a făcut astfel de promisiuni pentru că nici nu ar putea să facă, deoarece nu au autoritatea necesară. Dar să mergem mai departe pentru că natura întreagă și orice viețuitoare este supusă lui Dumnezeu. Lăcustele reprezintă următoarea calamitate Următoarea urgie care se abate asupra Egiptului. Interesant este faptul că, în vremea sfârșitului, Dumnezeu va folosi din nou lăcustele pentru a împlini planul său, lucrările sale. Dragii mei, un anumit lucru trebuie să-l observăm aici. Este vorba despre faptul că întregul univers este la dispoziția lui Dumnezeu și nimic nu poate mișca fără îngăduința lui. Ne avem senzația că ceea ce se petrece în natură este supus legilor ei, ceea ce este foarte adevărat. Dar Dumnezeu este cel care a făcut aceste legi și el poate interveni oricând pentru a o modifica pe oricare dintre ele. Acest lucru noi îl numim minune sau miracol. Dar ceea ce trebuie să remarcăm este faptul că, dacă, în ceea ce privește natura, fie că este vorba despre bivol, viețuitoare sau fenomene naturale, este vorba de autoritate absolută, totul se mișcă în conformitate cu voia lui. În ce privește omul însă, este diferit. Nu ne-a fost oferită posibilitatea alegerii. Noi putem alege să ascultăm de el. Dacă Dumnezeu ar vrea să intervină în deciziile noastre, ar putea să o facă oricând ar voi. Observați ce se petrece cu faraon. Inima lui decizia lui este în mâna lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu nu ne-ar putea face să credem în el? Ba da. Așa cum întreaga natură este la dispoziția lui și inima noastră ar putea fi la fel de ușor supusă. Însă el investește în credere în noi. Lasă ca urmarea lui, relația cu el să fie la alegerea noastră. Următoarea plagă și următorul zeu lovit este zeul suprem al Egiptului, zeul Ra, zeul Soare. Atunci, Dumnezeu aduce un întuneric peste acest popor. Despre cât de popular este acest zeu al Soarelui, zeul Ra, ne putem da seama și după ruinele construcțiilor egiptene. Majoritatea sunt împodobite cu discul care îl reprezintă pe acest zeu. În Întunericul acesta care se abate asupra țării arată clar cine este adevăratul Dumnezeu. Magii Egiptului au rămas de mult în urmă cu puterea lor de a copia manifestările lui Dumnezeu. Mă gândesc că atunci când Dumnezeu a îngăduit acestor magi să reproducă, să copieze într-un fel ceea ce făcea Moise în numele lui, el a vrut să rate întregii lumi că Satan are o anumită putere. Deci, nu este vorba numai de o minciună a satanei. El are o anumită putere. El are o putere, însă, limitată. El nu poate să treacă peste autoritatea pe care Dumnezeu o are. Dumnezeu va fi întotdeauna cel care are autoritatea absolută. El este cel care are și dreptul asupra vieții și a morții. De fapt, lucrul acesta este prezentat și în cea din urmă dintre urgiile care se abat asupra Egiptului ultima urgie care se abate asupra acestei țări este moartea întâilor născuți. În religia egipteană, primul născut aparținea zeilor Egiptului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a luat ceea ce era închinat acestor zei pentru sine. Dumnezeu învăța pe egipteni cine este el. El este unicul și atotputernicul Dumnezeu. De asemenea, în tot acest timp, el i-a adus pe evrei la recunoașterea puterii sale divine. Vedeți, evreii petrecuseră foarte mult timp pe teritoriul egiptean. În mare măsură, ei se obișnuiseră cu această cultură. În mare măsură, aderaseră la această cultură. Și, desigur, s-au obișnuit chiar și cu zeitățile egiptene. Deci, ceea ce se întâmpla în tot acest timp, prin diferențierea pe care Dumnezeu o face, este o lecție și pentru ei. Este foarte important să înțelegem că a fost un scop foarte bine definit în ceea ce privește aceste urgii abătute asupra Egiptului. Dumnezeu i-a provocat pe egipteni să facă o diferență între zeii lor și el, Dumnezeul cel adevărat. Și poporul evreu a avut de învățat din aceste experiențe, așa cum spuneam. În tot timpul acesta, trebuie să menționez aici că Israelul a fost scutit de toate urgiile la care a fost supus Egiptul. Ținutul Gosen a fost mereu ocolit și toți puteau vedea această diferență. Prin aceasta ei au putut învăța nu numai puterea lui Dumnezeu, dar și dragostea pe care el o avea pentru poporul evreu. Să ne întoarcem însă la Moise. La momentul potrivit vom vorbi despre fiecare urgie în parte, în detaliu. Dar acum ne întoarcem la capitolul 5 al cărții Exod, unde Moise și Aron se prezintă în fața lui Faraon pentru a pleda în favoarea eliberării poporului. Moise și Aron s-au dus apoi la Faraon și i-au zis, Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Este primul pas pentru eliberarea poporului. Este aducerea de sacrificii în deșertul Paran. Moise și Aron nu se înfățișează înaintea lui Faraon spunându-i Hei, noi ne-am săturat de Egipt și acum am cam vrea să plecăm. În primul rând, ei cer permisiunea de a pleca să se închine. Era o pregătire a lui Faraon în ceea ce privea momentul plecării poporului din Egipt. Dar observați reacția lui Faraon. Faraon a răspuns, Cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Faraon face aici două afirmații asupra cărora aș vrea să ne îndreptăm mai mult atenția. În primul rând, el spune: Eu nu știu cine este Dumnezeu. Apoi: Nu am nicio intenție în a lăsa poporul să plece. Ei bine, aceste afirmații categorice acum se vor schimba pe parcurs. În foarte scurt timp, Faraon va face cunoștință cu Domnul. Iar modul în care se va întâmpla acesta va fi unul teribil pentru egipteni. Moise și Aron îl avertizează cu privire la acest lucru. Ei au zis, Ni s-a arătat Dumnezeul evreilor. Dă nevoie să facem un drum de trei zile în pustie ca să aducem jerfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Este un bun verset. Lumea din jurul nostru este sub puterea războiului și a bolilor. Priviți numai în jur. Este atâta luptă, atâta încordare, atâta tensiune și apoi mulțimea bolilor. Oare nu ne spune ceva cu privire la închinarea noastră? Oare nu cumva lumea de astăzi a uitat să se închină lui Dumnezeu? Cred că trebuie să ne dea de gândit acest verset. Nici lui Faraon nu-i prea păsat de acest verset. Nu avea de gând să ia în considerare cuvintele lui Aron și Moise. Mai degrabă îi consideră niște instigatori ai poporului. Și împăratul Egiptului le-a zis, Moise și Aron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre! Faraon a zis, Iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voiți să-l faceți să-și înceteze lucrările? Moise și Aron se întâlniseră deja cu poporul și expuseseră deja problema plecării din Egipt. De acum, poporul aștepta cu nerăbdare momentul. Faraon intuise și el acest lucru și acum căuta o modalitate de a-i face să renunțe la această idee. Pentru aceasta vrea să-i facă pe evrei să se teamă mai mult de egipteni și ca atare modifică norma lor de lucru. Și chiar în ziua aceea, faraon a dat următoarea poruncă sprăvniceilor norodului și logofeților. Să nu mai dați norodului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor, ci să se ducă singur să strângă paie. Totuși, să le cereți același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte, să nu le scădeți nimic din ele, căci sunt niște leneși. De aceea strigă mereu, haidem să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Să se dea mai mult de lucru oamenilor acestora ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Probabil, egiptenii se gândeau că, din moment ce poporul avea un concediu și au dorința de a se plimba prin deșert, atunci norma pe care o fixase ei nu era suficientă. Era mult sub posibilitățile lor. Creșterea normei va scuti pe egipteni de orice bătaie de cap din partea evreilor numai că abia de acum vor începe bătăile de ca pentru ei. Decretul lui Faraon însă se pune în practică. Isprăvnicei poporului și logofeții au venit și au spus poporului. Așa vorbește Faraon. Nu vă mai dau paie. Duceți-vă singuri de vă luați paie de unde veți găsi. Dar nu vi se scade nimic din lucrul vostru. Poporul s-a răspândit în toată țara Egiptului ca să strângă mirește în loc de paie. Isprăvnicei și leau zicând, Isprăviți-vă lucrul zi de zi, ca și atunci când erau paie. Au bătut chiar și pe logofeții copiilor lui Israel, puși peste ei de isprăvnicei lui Faraon. Pentru ce, li se zicea, n-ați isprăvit ieri și azi ca mai înainte numărul de cărămiz care vă fusese hotărât? Înainte de a spune orice altceva, vreau să atrag atenția aici că anumite descoperiri arheologice indică clar că lucrul acesta este o realitate. S-au găsit cărămizi făcute cu paie, s-au găsit cărămizi făcute cu mărăcini, așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, și de asemenea s-au găsit cărămizi fără paie și fără mărăcini, ceea ce indică că, la un moment dat, norma era atât de mare încât nu mai zbuteau să strângă aceste lucruri. De asemenea, observăm aici o veche metodă de conducere, care a fost mai totdeauna eficientă. Egiptenii puseseră conducători peste evrei pe unii din ai lor. Aceștia erau urâți de popor, iar ei, la rândul lor, îi urau pe cei din popor pentru că ei erau urâți. Din această cauză erau mai zeloși în munca pe care o făceau, aceea de a-i supraveghea pe evrei care lucrau. Mai târziu, pe vremea Domnului Isus, romanii au procedat la fel, alegând în mijlocul poporului pe cei ce aveau să adune taxele pentru administrația romană. Numele lor era acela de Vameș. Poporul îi ura foarte mult pentru că trecuseră de partea supritorilor. Este interesant atunci când ne apropiem de Evanghelie să vedem că Domnul Isus nu i-a disprețuit pe acești oameni, ci s-a apropiat de ei, a petrecut timp cu ei, iar unul dintre aceștia a devenit chiar ucenic. Este vorba despre Matei, cel care în cele din urmă scrie și Evanghelia. Un altul, pe nume Zacheu, a fost și el mântuit de Domnul Isus și viața acestuia a fost schimbată radical. Atunci când Dumnezeu intervine în viața omului, ea se schimbă. Nimic nu mai rămâne la fel. Oamenii aceștia nu erau prea iubiți nici de popor, nu erau iubiți nici de egipteni, din pricina slujbeilor. Egiptenii băteau pentru că poporul nu făcea normele ce le-a fost cerute, egiptenii erau hotărâți să exploateze poporul la maximum, și din pricina aceasta chiar poporul trecea acum prin momente mult mai dificile, iar Moise și Aron erau priviți ca principalii vinovați. Dacă erau priviți ca vinovați, Moise îl vede vinovat pe Dumnezeu. Când au ieșit de la faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aron care îi așteptau și le-au zis, Să vă vadă domnul și să judece. Voi ne-ați făcut urâți lui faraon și slujitorilor lui. Bă, le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Moise s-a întors la domnul și a zis, Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporului acestuia. Și n-ai zbăvit pe poporul tău. Dragi prieteni, comportamentul nostru este adesea foarte curios. Atunci când ne este greu, ne plângem, fără să ne gândim că s-ar putea să fie și mai rău. Poporul se plânsese pentru că le era greu. Primesc din partea lui Dumnezeu înștiințarea, promisiunea că o să fie eliberați. Numai că pentru început trebuie să parcurgă o fază mai dificilă. Dar acesta era un test al credinței lor, pe care nu l trec prea ușor. Moise se întoarce și el către Domnul și se plânge și el că nu vede nicio urmă a izbăvirii promise. Mă gândesc că și noi procedăm adesea la fel. Noi suntem izbăviți de sub puterea păcatului. Dumnezeu ne-a promis o nouă viață, ne-a promis un cer nou și un pământ nou. Din toate acestea parcă nu vedem decât necazuri și suferință. Nu mai știm cum să procedăm am vrea să vedem toate aceste lucruri împlinindu-se chiar acum, fără să mai fim nevoiți să trecem prin frustrările căderilor, prin necazurile acestei lumi. Numai că vedeți, toate acestea reprezintă o școală. Cu toate necazurile prin care treceau evrei, ei nu doreau, de fapt, din toată inima să plece. Vor fi momente pe parcursul călătoriei lor prin deșert către țara promise, în care vom vedea, vor dori să se întoarcă în Egipt, Dumnezeu i-a scos pe ei din Egipt, dar a fost mult mai greu să scoată Egiptul din ei. Mă întreb acum, nu este la fel cu noi? Prin Domnul Isus, prin mântuire, noi am fost scoși din lume, dar se pare că este mai greu să iasă lume din noi, concepțiile ei, valorile ei. Este destul de greu să le părăsim și dacă nu o facem, ceea ce este de la Dumnezeu nu poate locui pe deplin în noi. Aceasta pentru că este vorba despre două aspecte fundamentale. Păcatul și neprihănirea. Neprihănirea nu poate locui niciodată împreună cu păcatul. Dumnezeu nu putea să facă din ei poporul pe care voia să-l facă până când ei nu erau cu totul desprinși de Egipt, de idolatria Egiptului, de mentalitatea Egiptului. Nici în noi lucrarea lui Dumnezeu nu se va desfășura până când lumea nu va fi cu totul scoasă din noi. Deci, suntem încă în școală. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.